Consiliul Județean Maramureș se pregătește să deschidă un nou șantier de lucru. Este vorba despre construirea și dotarea campusului profesional integrat Maramureș, care va contribui la dezvoltarea învățământului profesional, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional pentru elevii înscriși în învățământul dual. Astfel, elevii și studenții maramureșeni care vor opta pentru un învățământ profesional modern vor avea acces la infrastructură educațională la standarde de ultimă oră, urmând cursuri pe o rută completă în sistem dual, de la școală profesională, liceu și până la facultate, alături de parteneri economici. Acest proiect, cu o valoare aproximativă de 28 de milioane de euro, are contract de finanțare semnat, sursa finanțării fiind asigurată prin fonduri PNRR și contribuția directă a Consiliului Județean Maramureș. Campusul, construit pe o suprafață de aproximativ 3,5 hectare, cuprinde o unitate centrală, școala, dotată cu săli de clasă, ateliere și laboratoare, 6 corpuri de cazare cu o capacitate de aproximativ 300 de locuri, un bazin de not, o sală de sport, 2 terenuri multifuncționale și diverse spații de recreere. În prezent suntem în procedură de licitație publică, avem 6 oferte depuse și sperăm ca în cel mai scurt timp să finalizăm evaluarea lor. Foarte important de menționat că acest proiect va trebui să fie finalizat cel mai târziu la începutul lunii septembrie 2025. Prin urmare, am impus tuturor ofertanților să aibă echipe de lucru distinct pe fiecare corp de clădire în parte și de asemenea capacitatea de a lucra în 3 schimburi. Ne dorim prin acest proiect să stimulăm dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și să răspundem nevoilor din piața muncii. Elevii care vor urma această formă de învățământ vor beneficia de burse și de un climat educațional de nivel înalt. Localizat în orașul Baia Sprie, campusul profesional integrat se va întinde pe o suprafață de aproape 35.000 de metri pătrați, incluzând facilități educaționale, sportive, unități de cazare și zone verzi la cel mai înalt nivel european.